make them bounce. Salutare dragi prieteni și bine ați venit la o nouă serie de pe canalul nostru Ultra FIFA. După cum puteți observa, suntem în meniul PES 2016 și vom face una din multele serii care le are acest joc, din multele competiții. Vom juca într-una dintre ele, mai exact UEFA Champions League, și vă rog să apăsați butonul de like dacă vreți să mă susțineți și să mă urmăriți în continuare. Ok, vom da UEFA Champions League și New. Sper să vă placă ce voi face aici. Vom juca la regular 5 minute și ok, să înaintăm. Echipa care vom face va fi una care mie îmi place foarte mult, și anume Juventus Torino. Echipa care în sezonul trecut a ajuns în finala Ligii Campionilor. A fost o surpriză, pentru mine o surpriză plăcută. A ajuns acolo după o perioadă lungă și a pierdut fără șansă, ce e drept, în fața Barcelonei, care e o echipă chiar și în acest sezon într-o formă foarte mare. Dăm la game plan în primul rând, să așezăm echipa noastră. Pereira îl vom băga pe Cuadrado în locul lui Pereira, așa Cuadrado îl punem mai în dreapta, pentru că eu cred că ne va ajuta aici, chiar dacă știți cu toții, avem o tactică a echipei mai defensivă. Cuadrado va fi pe bandă într-un fel sau altul și spun eu că va fi o decizie bună care am luat-o cu acest Juan Cuadrado, jucător venit de la Chelsea după ce nu a reușit să-i impună acolo. Mă rog, forward time și next match. Vom avea primul meci împotriva celor Manchester United din grupa noastră, să dăm kick-off. Și începe meciul din grupele UEFA Champions League. Prima lovitură au avut-o cei de la Manchester United, dar iată-ne aici recuperând repede posesia balonului. Pierdem însă la fel de repede prin Paul Pogba. Au o echipă bună, tânără și ofensivă cei de la United, însă care a fost stinsă, spune așa, de Leicester, surpriza sezonului în fotbalul mondial chiar. Recuperăm aici, dar nu reușim să scoatem mingea din această zonă periculoasă. Foarte încrezător pe el, foarte sigur pe el, acolo Evra reușește să scoată bine balonul. Să-l vedem acum pe Bonucci cu o pasă bună la Padoin. Padoin reușește să dea drumul balonului pentru Alvaro Morata. Face pressing acolo la Vincent Kompany. Vincent Kompany, capitanul Belgiei de altfel. Și dacă nu mă știu, chiar și a lui City, dacă nu este, dar s-ar putea să fie Yaya Touré lui City. Manchester City în culorile clasice, mă rog, astea din PES, culorile clasice, iar noi în culorile clasice, care le avem normal și în FIFA. Acum o fază periculoasă, pasa a fost însă o eroare din partea lor și foarte bine putem profita. Este acum Claudio Marchisio, s-ar putea să fie offside, nu este offside la Mandzukic. Mario Mandzukic trece frumos, continuă cu mingea la picior. Mandzukic nu este un atacant foarte tehnic, dar are lovitură bună de cap. Pasează la Morata, pe care l-am pus în locul lui Paulo Dybala. Morata, avem două vârfuri foarte înalte, dar ce pasă minunată dă Morata, centrare bună! De fapt nu a fost cea mai bună, am văzut cât de ușor a reținut Kompany și a respins destul de bine. Poate un contraatac acelor de la City, sper să nu fie așa. Aguero, noul decar de la United, de la City, nu știu ce îmi vine să spun mereu United. Decar după plecarea de la echipă a lui Edin Dzeko, plecat în Italia, în Serie A, la AS Roma. O pasă bună aici pentru Morata. Morata are detentă bună, dar este un adversar redutabil în aceste dueluri aeriene. Vincent Kompany, care reușește să câștige. Iată că se termină prima repriză, o primă repriză foarte ștearsă, în care nicio echipă nu a avut niciun gol marcat și cred că niciun șut. Da, din păcate. Să vedem, sperăm ca în a doua repriză să fie un alt fel spectacol oferit de echipele noastre. De data aceasta echipa noastră are lovitura de start. Iată-l pe Padoin, urcând foarte bine. Padoin greșește pasa. Nu prea place de acest Padoin. Trebuia să mă uit mai atent când am făcut game plan-ul. L-am lăsat, din păcate, în primul 11. Morata, mingeaje cu noroc la Padoin. Să vedem, hai Padoine. Padoin centrează și gol! Nu se poate! Nu cred, cum să nu intre asta? Centrarea inspirată a lui Padoin. Și cine a fost cu această ratare? Cuadrado.
Cuadrado, cred că a fost. O ratare e mare a lui Cuadrado, a tras aproape de poartă, dar nu a fost de ajuns pentru a-l învinge pe Joe Hart. Am crezut că a marcat acolo Cuadrado. Păcat, n-a fost însă așa. Prima ocazie a meciului, ocazie uriașă ratată de columbianul Juan Cuadrado, fostul jucător al Fiorentinei în Serie A și al lui Chelsea. Iată-l acum pe Aguero. Aguero, ce pasă! Nu! Este, doamne! Este o ratare a lui David Silva, Buffon, capitanul nostru după plecarea lui Pirlo. Nu, dar cred că era capitan și când era Pirlo la echipă, Gianluigi Buffon. O pasă periculoasă în careul nostru, reușim să scoatem balonul, nu foarte bine, până la Aguero! Superb! Superb eroul nostru, Gigi Buffon. Iată ce greșeală am făcut aici cu Evra. Evra a fost, i-a dat o centrare practic jucătorului care nu a fost Aguero, jucătorul lui City. Nu știu cine este numărul 15 la City, cred că Jesus Navas a fost acest jucător. L-am luat după fățău. Intră De Bruyne în locul lui Silva. Lovitură de cap, bară! Bară, ce ocazie mare pentru City. Reușim să scăpăm din fericire cu mult noroc. Chiellini urcă cu mingea la picior. Chiellini pentru Mandzukic, excelent. La Morata, mai departe. Pasă superbă la Mandzukic, gol! Mario Mandzukic, fost goalgetter în Bundesliga. Iată-l aici în Italia, reușit să deschide scorul după un contraatac perfect ca la carte, jucat de Chiellini, Mandzukic, Morata și din nou Mandzukic, care a marcat. Superbă fază, să o revedem din nou. Iată-l aici pe Chiellini, cel care pornește faza. Excelentă pasă din prima lui Mandzukic și Morata, un atacant artist. Cum ridică aici balonul pentru Mandzukic, care depășește cu o preluare superbă, îl face din preluare. Aici pe Company trage puternic și Joe Hart nu mai are nicio șansă. Iată încă o dată pasa genială de artist a lui Alvaro Morata. Mandzukic, un atacant care știe ce să facă în fața porții, s-a descurcat foarte bine și este 1-0. Un joc italian al nostru până acum, un joc care se pare că dă roade și sper să ajungem, de ce nu așa, până în finala Ligii Campionilor, dragi prieteni. Am efectuat și toate cele trei schimbări, a intrat și Mario Lemina, fost jucător acesta la Lorient și Marseille, venit aici, un jucător tânăr, venit aici la noi, reușim să scoatem bine mingea dintr-o zonă periculoasă, avem spațiu aici de contraatac, Bonucci, nu trebuie să greșească, o face Bonucci în fața lui Tuirei aia, avem însă un noroc bun, un noroc italian dacă vreți. Sturaro, nou intrat și el, combină cu Khedira greșește pasa. Trebuie să jucăm prudent, să jucăm atenți și profesionist, să jucăm Italia până la urmă. Acum Patrice Evra urcă bine, jucătorul de 34 de ani. Evra! Superbă pasa aceasta lui Evra. Evra continuă frumos, Evra trece, are spațiu, greșește pasa. Am vrut o pasă la Sturaro, care iată-l acum recuperând. Dar mingea nu s-a dus la Sturaro. Din nou greșim, o pasă simplă, facem greșeli neforțate. 4 minute de prelungire, destul de mult, din care s-au dus deja 3. Să vedem aici o recuperare bună și poate un ultim contraatac. Este Alvaro Morata, destul de extenuat, Morata, și meciul se încheie full time, dragi prieteni. Batem cu 1-0 pe Manchester City. O victorie italiană, cum spuneam, marcator Mario Mandzukic. Și omul meciului a fost chiar el, cu o notă de 8, notă mare, notă destul de mare. După părerea mea, am observat eu că în PES notele sunt mai mici decât în FIFA. Celelalte rezultate, Real a bătut pe PSG, United normal pe Wolfsburg, Apoel cu Sparta Praga 3-0, Atletico pierde cu Benfica, Lazio bate Galata, City pierde cu noi normal și Sevilla cu Borussia Dortmund 0-2. Grupa noastră pe primul loc este Borussia Mönchengladbach, după ce a bătut-o pe Sevilla, era Borussia Mönchengladbach, nu Borussia Dortmund, mă rog. Tot Borussia este, suntem în grupa D, iată cu un gol mai mult marcat Borussia Mönchengladbach decât noi. Poate acum ne vom întâlni cu ea, să vedem cu cine vom avea următorul meci. Nu, este cu Sevilla, pe terenul nostru, să facem un pic la game plan, să vedem ce și cum. Ok, îl vom scoate în acest meci pe Mandzukic, chiar dacă a dat gol. Vom băga pe Paulo Dybala,
Cuadrado intră în locul lui Chedira, dar în locul lui Chedira, am zis că vreau. Nu înțeleg, nu înțeleg ce rasa mătii ai, dar nu vrei să dai ca Chedira. Incredibil așa ceva. Cuadrado oricum va ieși, va intra în locul lui Cuadrado Lemina în acest meci. Și Chedira cu Cuadrado, zi doamne, dă-i doamne. Chedira cu Cuadrado, ăla e mă. Alexandru și el în locul lui Patrice Evra. Oh, să scoatem pe Padoin. Mie nu-mi place Padoin ăsta și e destul de slab pentru echipa noastră pe care o avem. Padoin pe Barzali. Mai bine băgăm pe Barzali, bătrânul Barzali. Bonucci aici. Nu, lăsăm aici pe Barzali. Bandă. Și să dăm kick-off. Meciul cu Sevilla. Să vedem cum ne vom descurca oare împotriva acestei echipe spaniole, care a terminat pe locul 5 în Spania, dar a ajuns în Liga Campionilor datorită Ligii Europa, Europa League mai exact, pentru că a câștigat-o și a fost o premieră. Spania a avut 5 echipe în Liga Campionilor, cele mai multe vreodată în acest sezon. Să vedem acum pe Mario Lemina, numărul 18 l-are la noi Lemina, un jucător foarte bun și talentat. Dacă ar fi la fel de bun ca Pogba, dar seamănă mult în stilul de joc cu Paul Pogba acest Lemina. Să vedem acum o pasă bună pentru Pogba, trece superb, dar nu reușește să prindă cadrul porții. O primă ocazie avută prin noul nostru decar, Paul Pogba. O pasă a lui Alvaro Morata a fost, ce frumos a trecut aici Pogba, șutul său însă ocolește cadrul porții. O primă ocazie împotriva Sevillei, sperăm să marcăm însă la următoarea fază. Pasă bună a lui Lemina pentru Dybala, Dybala cu greu dă drumul la balon, mingea în careaua șutul lui Dybala și din nou pe portar, l-am luat pe portar la țintă, incredibil așa ceva, ce ocazie uriașe am avut aici, prima oară prin Dybala, iar apoi cred că prin Lemina sau Cuadrado, ce ocazie am avut, încă o ocazie mare de tot prin 3 șanse irosite din păcate de echipa noastră, foarte, foarte ușor, șansă mare irosită, sperăm să nu se răzbune aceste ocazii nefructificate în goluri pentru adversari, în goluri ușoare, a dat fix pe portar Paulo Dybala, care în acest moment până la urmă e senzația din seria. Se termină prima repriză 0-0, dar am avut niște ocazii foarte mari. Să vedem ce vom face în a doua repriză, în care, ca și meciul cu City măcar, să facem să revenim așa cu o revenire de forță. Sperăm să facă un meci bun și Paulo Dybala, care, cum spuneam, în acest moment este senzația din serie. A venit pe 30 de milioane de euro de la Palermo, acum cota sa pornește deja de la 80 de milioane. Acest urmaș al lui Messi, cum a spus chiar marele star în fotbalul mondial, argentinian Lionel Messi de la Barcelona. Să vedem acum Paul Pogba, foarte bine recuperează, un jucător foarte muncitor și foarte tehnic Pogba. Alexandru și el jucător luat pe 20 și ceva de milioane de euro de la Porto. Oh, este fost un jucător Llorente, arbitrul luat să joc cu atât de liber. Eu chiar am crezut că a fost fault acolo, dar din fericire nu a fost și acum Lemina cu o pasă bună la Barzali, însă viteza nu-l ajută pe Barzali. Este minutul 57, iar scorul 0-0, dar mai avem ceva de jucat. Să sperăm că vom face tot ce este mai bine pentru echipa noastră. Iată acum pe Ever Banega. Banega greșește în fața lui Claudio Marchisio și Lemina. De fapt este Alessandro, un 2 cu Paul Pogba. Pogba, Sandro trece frumos, brazilianul are viteză, o minge la Cuadrado, a încercat din prima, acum este Dybala, Paulo Dybala, ce forță Dybala, se încurcă acolo în adversarii săi, foarte bine recuperează Pogba și Pogba ia mingea la picior, se duce cu ea în viteză, dar intră în adversar, ce păcat, este Vitolo cel care recuperează, Vitolo rămâne cu mingea la balon. Minutul 78, 0-0 în continuare, am avut în prima repriză niște ocazii foarte mari, în a doua repriză s-a cam înghețat jocul nostru, nu a mai fost atât de ofensiv, eu am jucat, recunosc, mai prudent, deoarece nu știi ce surpriză se poate întâmpla, chiar dacă suntem pe terenul nostru, n-am avut din păcate același
Wow, greșeală mare aici, n-am avut același tupeu, să zic așa, același curaj. Pasă greșită, interceptează Chiellini. Chiellini pentru Sandro, Sandro la Pogba, destul de extenuat, Paul Pogba. Pogba trece frumos, pasează la Cuadrado, destul de șifonat și el, iată aici. Nu se dă fault la această intrare puternică a jucătorului Sevilliei, iar Pogba este un luptător. Din păcate, meciul se încheie. 0 la 0 cu Sevilla, 0 la 0 pe terenul nostru. Am câștigat primul meci împotriva celui de la Manchester City, dar cu Sevilla nu am reușit să ne impunem, din păcate, și asta nu știu dacă ne costă. Totuși, Sevilla ia și ia un punct. Noi suntem pe primul loc, am văzut acolo în grupa noastră. Stați, vom da acum imediat să vedem pe ce loc suntem. Unde information, competition info, group stage. Group stage, da, în grupa de suntem pe primul loc cu 4 puncte. Avem gol averaj 1. Iată, Manchester City bate pe Borussia Mönchengladbach și acum este o luptă strânsă chiar și la primele 3 locuri. Sevilla însă a început foarte prost această campanie. Ei bine, dragi prieteni, acesta a fost primul nostru episod de la seria noastră de la UEFA Champions League PES 2016 UEFA Champions League. Sper că v-a plăcut, nu uitați de like și cum să vă spuneți părerea. Eu am fost Ultra, până data viitoare, sayonara!